Piața Victoriei la Europa FM. Bună seara, doamnelor și domnilor. Numele meu este Moise Guran, iar alături de mine în studio este doamna Raluca Turcan, prim vicepreședinte al PNL și, cum să vă spun, doamnă, dirijorul moțiunii de cenzură, sau cum să vă spun. Bună seara. Bună seara. Mă bucur să vă văd în acest sediu nou pe care îl aveți. Nu ne-am mai întâlnit de ce? Da, de ceva timp. Și mă bucur să pot să vibrez cu cu ascultătorii dumneavoastră. Sunt și telespectatori, că transmitem pe Facebook. Okay. Așa, bun. Super. Deci, ce nu mai faceți dumneavoastră? Am auzit că lăsați caracterizarea la o parte. Am auzit că vreți să dați jos guvernul țării noastre. Ce aveți dumneavoastră cu guvernul Dăncilă? De ce vreți să-l dați jos? Pentru că face rău românilor. Cred că aceasta e o concluzie la care au ajuns foarte mulți oameni în România. A dăunat românilor, a ratat niște oportunități uriașe și a înșelat teribil încrederea celor care i-au votat. Gândiți-vă doar că acest guvern a plecat de la o încredere exprimată prin vot de 45%. Și pentru această înșelătorie în materie de încredere a unor oameni care și-au pus speranța în ei, ar trebui să plece. În plus față de asta este periclitarea intereselor României, pentru că în ultimii ani aproape zi de zi am asistat la câte un atac la o instituție a statului român, la o slăbire a instituțiilor statului român, la o decredibilizare a României în străinătate. Deci e pe fond un guvern antinațional și antiromânesc. Și atunci de ce v-a luat o lună ca să strânge semnăturile pentru a depune moțiunea de cenzură? Pentru că în Parlament lucrurile nu sunt atât de ușoare cum e într-o comunitate să îi convingi pe oameni când cineva greșește. În Parlament ajung niște oameni în urma unor voturi primite și cei mai mulți își doresc la bază, undeva pe fond, conservarea locului pe care îl au. Și așa cum se întâmplă și în alte comunități și în viața de zi cu zi, oamenii vor undeva pe fond să le fie bine, da? Și dacă au acest confort personal, uneori uită pur și simplu rolul pe care ei îl au, pentru că un politician pe fond se diferențiază de un om de rând prin puterea de a schimba lucrurile și prin puterea de a da niște voturi și a lua niște decizii în interes public. Deci ce ați negociat dumneavoastră? Că sunt încă o dată pe 27 august. Miniștrii ALDE au ieșit și au dat demisia, pe 26 august a fost anunțată ieșirea de la guvernare, iar dumneavoastră în această perioadă ați negociat în primul rând cu cine? Că teoretic, din 27 august, există numărul necesar de voturi pentru căderea guvernului. Astăzi suntem în 2 octombrie. Concret, ce ați negociat și cu cine? În primul rând, am plecat în aceste negocieri de la o situație a funcționării Parlamentului care e în afara Constituției. Guvernul Dăncilă, prin plecarea ALDE de la guvernare, și-a pierdut legitimitatea parlamentară pentru că, așa cum prevede Constituția, ar fi trebuit în momentul în care s-a schimbat structura guvernului să vină în Parlament pentru un vot de încredere. 45 de zile. În 45 de zile e o formulă interpretabilă. Da. E un termen interpretabil. Știți cum e, când sunt 10 constituționaliști, sunt cu siguranță 11 păreri. Da. Dar, pe fond, dacă un om de rând ia Constituția, își dă seama că în momentul în care se schimbă structura guvernului, acesta ar trebui să se ducă din nou în Parlament. Ce pericol există dacă nu au vot în Parlament? Să-și piardă funcțiile, să-și piardă exercitarea puterii de care se bucură, din nefericire pentru românul de rând, în interes personal. Vă referiți acum la guvern sau la parlamentari? La guvernul Dăncilă. Da, așa. La guvernul Dăncilă. Schimbându-se componența guvernamentală, deja majoritatea parlamentară s-a splitat și PSD-ul a pierdut majoritatea prin plecarea ALDE de la guvernare. Și atunci, matematic, opoziția
cooptând ALDE și parlamentari care ajung să fie nemulțumiți de către PSD și de ceea ce face PSD-ul, au putut fi atrași și reconfigurat această majoritate. Atrași către ce? Atrași unde? Atrași în PNL? Să știți, domnule Guran, că cele mai multe argumente au ținut de considerente publice și politice raportate la mandatul pe care l-au. Și anume, domnule, tu ești mandat ales. Poate chiar comunitatea ta era o comunitate în care PSD-ul a avut mai multe voturi. Oamenii aceia simt dezamăgirea pe care PSD-ul a produs-o la guvernare și ca atare simt dezamăgirea și față de tine. Nu vrei să te delimitezi și să treci de o parte corectă a baricadei politice, și anume să îndepărtezi niște oameni care au fost și incompetenți și cinici și cu măsuri greșite, fundamental pentru români, și să încerci să dai României altceva. Deci această perspectivă de a da României altceva, să știți că a contat foarte mult. Noi, vă întreb foarte clar, dumneavoastră, peneliștii, eu știu ce a făcut Ponta, a povestit și el aici, a spune peste tot, nu are niciun fel de greață în a povesti cum a negociat el cu PSD-iștii. Eu vă întreb așa, dumneavoastră, cei de la PNL, sau de la USR, dar vă întreb pe dumneavoastră, cei de la PNL, le-ați oferit PSD-iștilor un loc în PNL în cazul în care dau jos guvernul Dăncilă? Loc în PNL nu, pentru că noi avem luată o decizie în forul de conducere, și anume că nu mai putem primi parlamentari în partid. Și lucrul acesta l-am spus tranșant. De altfel, cei din PSD care au semnat moțiunea și-au anunțat demisia din PSD și rămân parlamentari independenți. Însă, dincolo de acest, să spunem, setup, da, pe care noi l-am prezentat din prima, la modul transparent tuturor, evident că putem lua în calcul susținerea pe anumite proiecte de interes public. Gândiți-vă că sunt parlamentari care în PSD, pentru că guvernul Dăncilă a condus țara prin ordonanțe de urgență, au avut proiecte de lege ignorate, cu toate că erau foarte bune pe fond. Sunt foarte puțini astfel de parlamentari. Cei mai mulți parlamentari PSD sunt niște necunoscuți. Moțiunea nu va trece cu un număr uriaș de parlamentari care brusc trec de partea opoziției. Această moțiune cel mai probabil va trece cu câteva voturi, cu câțiva oameni care au acest curaj, pentru că la presiunile care se fac, la ademenirile pe care le oferă doamna Dăncilă personal, pentru că în ultima perioadă ea parlamentari PSD personal la telefon, în loc să guverneze, în loc să trimită un comisar european bun în Europa, dumneai se ocupă om cu om, cu mită, vă spun fără nicio reținere, cu mită, cu șantaj, cu amenințări, doar mită. Îi mai ține de partea lor. Detaliați mită, ca să înțelegem dacă e vorba de mită în sensul... Mită, de exemplu, proiecte în planul local și în plan guvernamental. Aceasta este o formă de mită, din bani publici. Okay. Da, din bani publici. Deci mită, de e o mită metaforică, nu e mită... Spus, bun, nu e mită în plic, da? Okay. Dar când bani publici sunt canalizați pe niște proiecte care nu au tocmai un impact dorit în societate și ajunge la niște participanți în companiile respective care sunt membrii PSD și care rămân, atunci... Doamna Dăncilă a fost plecată o săptămână în Statele Unite. Nu știu cum ziceți noastră că doamna Dăncilă ține Partidul Social Democrat. Știți ce simpatic? Îmi spuneau unii că erau sunați de doamna Dăncilă care era în Statele Unite și care urma să aibă niște întâlniri foarte importante în Statele Unite, dar de fapt dumnea ei era undeva pe stradă și dădea telefoane să-și țină partidul, pentru că am spus-o și o repet, o zi în plus la guvernare pentru guvernul Dăncilă e o zi câștigată și o zi câștigată pentru ei în plan personal. Asta este o convingere a mea și o convingere a foarte multor români cu care stau de vorbă și sunt convinsă că i-a ascultat și... Rezumăm și ca să rămânem cu ceva din ce a spus până acum, eu înțeleg de la dumneavoastră în felul următor, tot ce le-ați oferit în aceste negocieri PSD-iștilor a fost nimic, de fapt. O persoasiune, așa, hai domnule, conștiința matale, s-ar putea să-ți votăm niște proiecte, asta le-ați oferit?
să le votăm niște proiecte, să îi susținem în, la nivelul comunităților din care vin, în județele în care vin, cu respectarea angajamentelor pe care le-au avut față de alegătorii lor. Și au zis, gata, eu vreau să treacă legea asta și sunt mulțumit. Am spus că nu este așa o avalanșă de parlamentari care se mulțumesc cu atât. V-am spus chiar da? Dumneavoastră mai devreme că dacă va trece moțiunea, va trece la foarte puține voturi. 237 de semnături înseamnă cu 4 mai mult decât sunt necesare voturi. Dar vă întreb, cât de sigură sunteți pe aceste 237? Sunt sigură că moțiunea va trece. Am această siguranță pentru că, dincolo de semnăturile strânse, și e foarte posibil, când ai de face cu oameni, e foarte posibil să-ți apară surprize. Dar dincolo de semnăturile strânse, am mai avut discuții punctuale cu mulți alți parlamentari care au spus votăm moțiunea de cenzură. Indiferent ce ar fi, votăm moțiunea de cenzură. De aceea chiar am încredere. De unde sunt? Unii din PSD Așa. Și alții din alte părți. Demisionați din PSD sau încă în PSD? Unii sunt încă în PSD, da. Cum va vota UDMR? UDMR va vota transparent și asumat pentru această moțiune de cenzură. Am văzut că au semnat toți cei 30 de parlamentari ai UDMR, inclusiv cei care niște ani de zile au stat acolo alături de domnul Iordache și au căsăpit legile justiției. Pe bune, cât încredere aveți că aceia vor vota moțiune? Vă spun sincer și sper să nu mă coste această sinceritate, de fiecare dată când UDMR-ul a spus că face ceva, a făcut în Parlament. Și când au spus că nu susțin măsurile pe care le propuneam noi de contracarare a legilor Iordache, s-au ținut de cuvânt. Deci și când a fost pe negativ și când a fost pe pozitiv, s-au ținut de cuvânt. Ok. Ce le-ați oferit UDMR-iștilor? Și negativul, știți cum e, întotdeauna depinde de în ce parte privești. Noi am considerat că legile justiției au fost măcelărite de Florin Iordache. Ce le-ați oferit UDMR-iștilor? Sau cum i-ați convins să voteze moțiunea de cenzură? Cred că UDMR-iștii au fost convinși în primul rând de electoratul lor, pentru că electoratul UDMR nu-și mai dorește acest guvern, pentru că guvernul Dăncilă a promis creșterea nivelului de trai. Bun, ei au promis punctual creșterea salariilor, dar orice om din țara asta nu când aude că o să crească salariile, se gândește că și lui o să-i fie mai bine și că o să o ducă mai bine. Deci, implicit, așteptarea a fost pentru creșterea nivelului de trai. Și-au dorit autostrăzi, și-au dorit școli mai bune, și-au dorit servicii medicale. Adică și susținătorii UDMR au exact aceleași așteptări pe care le are și un sibian și o persoană de la Caracal. Pur și simplu ei vroiau ca România să meargă într-o direcție mai bună și un uriaș suport parlamentar care... cum să zic, aproape că este dorința oricărui om politic, un uriaș suport parlamentar să fie folosit pentru proiecte în interes deci public. Deci n-ați oferit nimic cu UDMR în perspectiva unei guvernări PNL? De altfel, i-au și spus că nu doresc să intre la guvernare, însă, acum, ce se întâmplă post-moțiune e o discuție separată. O facem. Am negociat și am pornit în acest demers politic în două etape. Unu, să dăm jos guvernul Dăncilă și doi, să ne gândim ce urmează după și să luăm mai multe variante în calcul. Bine. Haideți să începem cu cealaltă variantă. Situația în care moțiunea nu trece. V-ați gândit la această variantă? Există o posibilitate foarte mică să nu treacă această moțiune și de aceea nu pot să și nici nu... Nu pot să spun public ceea ce s-ar putea întâmpla dacă nu trece moțiunea. Vă întreb eu. Stați nu trece așa. Moțiunea, ferească Dumnezeu, să fie rău românilor și cei care greșesc și trădează politic vor plăti în fața românilor. Deci se întrevăd, cred, cu ochiul liber, două efecte în cazul în care politice vorbim, da? Dincolo de bugetul de stat, faptul că rămâne în conduși de PSD și așa mai departe. Din punct de vedere politic, nu putem face abstracție de faptul că suntem în campanie electorală. Deci primul efect va fi un boost, da? O creștere a doamnei Dăncilă, candidat la președinție, care s-ar putea să ajungă în turul 2, dacă pică moțiunea. Iar celălalt efect este o recepționare a unui recul, să spunem așa, în primul rând a PNL, pentru că PNL este, până la urmă, inițiatorul moțiunii de cenzură. Ați luat asta în calcul? Domnule Moise Guran, o să vă spun iarăși foarte sincer un lucru. Dacă ar fi fost să gândim politicianist, cinic,
poate că am fi fost tentați să îi ascultăm anumite voci care spun, domnule, politic, lasă guvernul Dăncilă, că ai în cine trage, că-i vai de capul lui. Dar, în același timp, cu fiecare zi, se demonstrează că menținerea acestui guvern la putere dăunează intereselor României. Și aici intervine acea determinare pe care mulți dintre noi o avem de a face diferența. De a face diferența între niște politicieni care se joacă de-a voturile electoral și își fac calcule că se bustuiește Dăncilă, că se debustuiește altcineva. Așa. Și ceea ce se întâmplă cu România. Mie îmi pasă, realmente, pe fond, sunt mamă de copil de 11 ani, acuși 12, și îmi doresc copilul meu măcar să poată să ia în calcul varianta să trăiască în România. Prin performanță, prin concursuri date cinstit, printr-o competiție directă față de unii care au marea șansă de a fi în relații de apropiere cu potentații politici. Înțelegeți? Înțeleg, deci spuneți. E o determinare personală și pe care, din fericire, am reușit să o văd și la alți oameni politici. Și atunci la președintele am spus Iohannis lucrul a acesta. Este definitorie la președintele Iohannis și eu, pe fond, ca om care îl cunoaște pe președintele Klaus Iohannis, din cei 14 ani în care a condus Sibiul și l-a adus la nivel de oraș european respectat și comparabil, inclusiv ca nivel de trai cu multe alte locuri din Europa, Klaus Iohannis are această determinare, unu, de a marca în bine comunitatea pe care o conduce și, doi, de a intra cu doamna Dăncilă în turul 2. Nu, dimpotrivă. Doi, de a-i face pe toți cei din jurul lui să dea ce au mai bun în el, în ei. Vreau să zic că foarte puțini lideri politici, și vorba aia, sunt și eu de vreo 15 ani în politică, foarte puțini lideri politici au această calitate să stimuleze oamenii din jurul lor să dea ceea ce au mai bun și să-i unească pe proiecte. Ori președintele Klaus Iohannis chiar știe să facă lucrul acesta. De aceea eu personal, pe fond și cu colegii care decide acum în Partidul Național Liberal, chiar considerăm că domnul președinte Klaus Iohannis merită și trebuie să prinde... Cu doamna Dăncilă. Nu, să aibă al doilea mandat și vă spun exact de ce să aibă al doilea mandat. Stați un pic așa. Ca să aibă un partener la guvernare, care să nu-l saboteze. PNL-ul. PNL-ul, evident. Astăzi sunteți apropiată de domnul Iohannis. Să vedeți și cum, după cum vorbiți. Sunt un om care crede. Eu sunt un om care face politică cu încredere. Bine, nu vă acuz de nimic. Vreau doar să vă întreb așa, pentru că n-ați reacționat. Asta e culmea, să mă acuzați că cred în anumite lucruri și cred că în România se poate trăi mai bine. Bun, deci n-ați reacționat la remarca mea și o să vă întreb direct. Cu cine vrea domnul Iohannis să intre în turul 2? Cred că este indiferent cu cine intră în turul 2, pentru că domnul președinte Klaus Iohannis are suficiente argumente ca să-i determine pe români să-l voteze, indiferent de persoana cu care intră în turul 2. Deci dacă pică moțiunea și o încasează PNL-ul, să zicem, din punct de vedere electoral, dar intră Iohannis în turul 2 cu Dăncilă, domnul Iohannis va avea totuși o suferință ca... Mi se pare dumneavoastră că viața unor oameni politici care vor să facă lucruri pe termen lung începe și se termină cu o moțiune de cenzură care pică și cu un oprobiu al opiniei publice? Iertați-mă, dacă vreți să mergem în discuție. Atunci dacă sunt niște politruci ieftini, îmi pare foarte rău. Poate... Da, viața politică este și cu bune și cu rele, dar este în primul rând cu determinarea de a-ți pune toată munca în serviciu public. N-am văzut public. Această determinare în cei 3 ani de când e PSD-ul la guvernare la domnul Iohannis. De-aia vă întreb. A făcut niște lucruri într-adevăr, dar le-a făcut în acest an, care e electoral. Știți că oamenii au stiluri diferite de a se manifesta, domnule Guran. Domnul președinte Iohannis nu se entuziasmează și nici nu are locul și poziția de a se lăsa prins de entuziasm în anumite contexte. La alți oameni politici se vede mult mai clar atunci când sunt entuziasmați, când sunt dezamăgiți. De aceea, important este rezultatul. Și cred că acțiunile unui om politic se măsoară în rezultate. Bine. Iar dacă mă uit la rezultatele mandatului de președinte al domnului Klaus Iohannis, acestea sunt. Gândiți-vă că au fost 70 de sesizări la Curtea Constituțională. Știți câte au avut câștig de cauză? 52.
mare parte, au blocat atacuri la justiție. Dar au fost și bombe economice, care făceau rău economiei investitorilor privați, românilor muncitori, fie că sunt în sectorul privat, fie că sunt în sectorul public. Și președintele le-a blocat. Știți câte sesizări la Curtea Constituțională a avut Traian Băsescu în 10 ani de mandat? Nu era această modă a conflictelor. Știți câte? Nu era această modă, 14, să zicem așa. 14. Iar rata de succes, care pe fund e de rău augur pentru România, de succes la Curtea Constituțională a fost de 70%. Asta înseamnă că 70% din legile pe care le-a întors Klaus Iohannis erau neconstituționale. De aceea spun că ele pe fund erau de rău augur, pentru că PSD-ul pur și simplu siluia Constituția. Bine, nu vă contrazice nimeni din acest punct de vedere. Singura întrebare, dar rămâne dezbaterea asta pentru altă dată. Asta dacă, este un argument. Dacă al doilea, uitați-vă la liderii lumii care stau acum la masă ca de la egal la egal cu România reprezentată de Klaus Iohannis. Sunt sigur că pentru asta avem și ministrul de externe. Da? Trecem și peste. Și unde e ministrul de externe? Haideți să... Ce a făcut ministrul de externe pentru comisar european care să răspundă măcar criteriilor de integritate pentru candidatul propus de România? Vă spun în felul următor, încă o dată, nu, e interesant că o să vă chem și pentru o dezbatere electorală, abia dacă aștept. Vreți așa, da, cu, pe domnul Iohannis, dar nu pentru aia v-am chemat azi. Deci, ca să termin această idee, domnul Iohannis ne-a reprezentat foarte bine în extern, dar un președinte nu e ministru de externe. Aia încerc să vă spun, că în niște ani de zile nu ne-a convins chiar politica pe toți externă că este dorește... un atribut principal al președintelui României prin baza Constituției. Nu este singur, n-a zis nimeni. Bun. Eu v-am dat exemplul al exercitării echilibrului între puterile statului. Domnule Guran, închei, știu că nu vreți să discutăm despre lucrul acesta, dar până la urmă, un președinte, vreți să îl vedeți în spațiul public, atacând, vorbind foarte mult, dar nefăcând lucruri concrete, președintele și-a luat atribuțiile constituționale și a dorit și a urmărit ca primul om și principalul om în statul român care respectă legea să fie în primul rând președintele țării. Și PSD-ul să cadă pare, în anul electoral. Și mie mi se pare devreme. Că apărarea democrației prin democrație este un lucru de care avem mare nevoie. Bine. Hai să analizăm și varianta cealaltă, că mai avem vreo 6-7 minute, varianta în care moțiunea trece. Da. O trecere, o cădere a guvernului. Care va fi efectul? Hai să nu facem același joc, că mai devreme n-ați văzut dumneavoastră să anticipați, acum nu vreau eu. Care sunt calculele dumneavoastră, în primul rând, ca efect electoral, al căderii guvernului Dăncilă? Nu judecăm căderea guvernului Dăncilă ca efect electoral. Vă spun, deci dacă e să judece electoral, spuneai, lasă-ne, Doamne, cu Dăncilă, că e vai de capul ei și noi atacând o creștem. Da, păi, am trecut într-o etapă cu totul obiectivă, superioară, doamna, în care trebuie să punem ceva în loc. Nu, și atunci, obiectivul acestei moțiuni de cenzură este să punem ceva în loc. Și vă răspund punctual la întrebare, după ce cade guvernul Dăncilă, cât se poate de repede, vom încerca învestirea unui nou guvern. Ce fel de guvern? Un guvern care rezultă, în primul rând, în urma consultărilor de la Cotroceni, pe care le face președintele Iohannis. Și de acolo se va vedea ce majoritate parlamentară se poate degaja. Sunt, dacă te gândești așa, ipotetic, sunt mai multe variante. Un guvern minoritar, cu anumită susținere parlamentară, declanșarea alegerilor anticipate, o variantă pe care Partidul Național Liberal chiar o ia foarte serios în calcul. Nu există această variantă. Există varianta în care... Știu că sunt mulți care spun că nu există. Nu sunt eu dintre aceia. Eu vă spun, eu sunt dintre cei care cred că se pot face alegerea anticipate, dar asta presupune eșecul a două guverne, da. A două nominalizări. Deci oricum ar fi tot la Cotroceni vă duceți. Gândiți-vă doar pe fond câtă strategie a fost pentru a reuși să scăpăm România de guvernul Dăncilă. Eu cred că putem găsi soluții politice care să ne conducă la anticipate. Dați-mi voie să nu vorbesc acum despre ele, dar sunt soluții politice. Așa cum zic lucrul acesta, l-am spus și despre căderea guvernului Dăncilă și uitați-vă că suntem foarte aproape. Mai există și posibilitatea unui guvern de tranziție cu mai multe partide în Parlament care să-l susțină, dar eficiența unui asemenea guvern ar fi una foarte mare. Cu toate că dacă
vii la modul transparent, onest și le explici oamenilor, uite, asta este structura parlamentară pe care noi avem, atât putem face într-un an de zile și nu creezi așteptări supradimensionate să faci 100 de kilometri de autostradă într-un an de zile, că nu te crește nimeni. Să facă în parlament, în parlamentar ieșiți cu sapa la autostrăzi? Exact. Atunci, nu, vorbim deja de guvern. Păi da. Da, vorbim de guvern. Păi și guvernul dacă, guvernează, dacă parlamentul guvernul, face legi. Exact. Și dacă guvernul vine și cu un angajament onest față de oameni, eu cred că putem să dăm României o formulă politică care să ne conducă la următoarele alegeri, la o separare a apelor în materie de electorat. Nu mi-a spus nimic. De susținere politică. De ce nu v-am spus? Mie se pare că v-am spus foarte nimic. Multe. Deci un guvern minoritar, da, înseamnă un guvern PNL. Multe variante. Vă gândiți la da. Un guvern PNL, e cel mai mare evident. Partid. Evident, nu. Da. Da, luați în calcul pericolul sau varianta, poate v-am spus trei lucruri și nu vreau să spuneți că nu v-am spus nimic. Nu înțeleg, de ce? Guvern PNL minoritar. Da, ok, asta e o variantă, da? Victor Ponta vorbește și de un guvern pe care pro-România l-ar face cu un PSD scăpat de Dăncilă. E o variantă pe care Victor Ponta a expus-o în spațiul public. Acea variantă expusă de el trebuie să fie verificată dacă are susținere parlamentară. PNL eu nu cred că ar avea. Susține PNL o astfel nu. De variantă? Clar, nu. Nu cu Ponta sau nu cu PSD-știi? Nu varianta aceasta, nu variantă pro-România PSD. Dar o variantă în care pro-România intră împreună cu PNL la guvernare? Dar, Lucas, vreau să știți un lucru. Eu nu vă spun dumneavoastră ceva în premieră ce află Victor Ponta de la radio. Ați discutat noi aceste lucruri? Lucrurile acestea le-am discutat. Așa. Și mie mi se pare firesc ca Victor Ponta, care este un om de stânga, să încerce, la rândul lui, să facă o construcție de stânga, iar noi care avem niște linii clare care ne definesc pe politica de dreapta, să încercăm să dăm România o guvernare a noastră. Mi se pare că încercați să ascundeți un scenariu. Iertați-mă. Care e acela deci, și vă spun Ponta, dacă există sau nu. Deci Victor Ponta a jucat-o, nu știu cum să o caracterizez, dar a jucat-o. Deci Victor Ponta l-a transmis PSD-șilor dacă vreți să facem după aia împreună guvern. În același timp, le-a transmis peneliștilor... Guran. Stați așa, peneliștilor le-a zis nu puteți să faceți guvern fără noi, așa că luați-ne și pe noi în calcul. Deci, care variantă e corectă? Bun. Cu cine joacă Victor Într-o Ponta după moțiune? Nu e treaba mea să mă gândesc cu cine joacă Victor Ponta după. Treaba mea în momentul de față este să mă concentrez să o dau jos pe doamna Dăncilă, un premier catastrofal falimentar. Okay. După aceea, ce face Victor Ponta, că tot l-am pomenit astăzi de foarte multe ori, e o discuție separată și lui este mult mai ușor să vorbească despre lucrurile acestea pentru că el ia parlamentar de la PSD. Practic, el e un partid nou de stânga care ia parlamentar de la PSD. Și atunci, evident că proiectele noastre se Mi se pare că și întârzierea moțiunii l-a ajutat în primul rând pe Ponta. Nu a fost o întârziere voită. A fost un moment pe care l-am calculat și l-am ales astfel încât să avem numărul de semnături peste numărul de voturi necesare ca acest guvern să cadă, o marjă de siguranță de voturi care este foarte importantă în cazul în care există trădări și, trei, o prezență compactă a tuturor semnatarilor acestei moțiuni la momentul votului. Și vreau să mai spulber aici o teorie care a fost aruncată într-un mod nejustificat, așa nume că noi n-am vrut să muncim sâmbătă. Fals! Este ceva fals și care nu caracterizează demersul nostru. Noi alegătorii mergem duminica la evident, votul evident. Nostru. Deci, din punctul nostru de vedere, am fi fost cu toții acolo în Parlament. Însă, această moțiune are 6 formațiuni semnatare. Grupul minorităților din Camera Deputaților a luat decizia în grup prin vot că ei nu vor accepta niciodată să se întâmple ceva ce nu s-a întâmplat în ultimii 30 de ani de democrație, să fie votată o moțiune sâmbătă și că nu acceptă lucrul acesta. Oricând o componentă importantă a semnării moțiunii spune că nu participă sâmbătă sau duminica la vot. Da, grupul minorităților o semnătură a luat această... sau cât au pus? Grupul minorităților a luat această decizie și ei merg de obicei compact. Ba da, avem, câte? Avem 2 semnături de la minorități. Nu, Guran. Da. Vorbim de... 2 din 4 necesare. Vorbim de semnătură cu semnătură care poate să conducă la un vot. Dar asta vă arată că 2 din 4, dacă nu puteau să vină sâmbăta să voteze... Minimalizați, pentru că nu așa vă puteți cum baza spus, pe ele, asta încerc să vă așa spun. Așa cum v-am spus, dincolo de semnături, am mai avut
discuții pentru votarea moțiunii. Deci nu reduceți susținerea pe care putem să o obținem de la minorități sau de la PSD cu numărul de semnături pe care l-am luat. Că noi nu vrem să facem acum un spectacol în care îi etalăm pe toți cei care vor să se delimiteze de doamna Dăncilă. De ce joia viitoare? Joia viitoare suntem în 9, pe 11. Noi am solicitat luni și dacă ați urmărit, așa, dacă ați avut timp să urmăriți astăzi dezbaterile, în plen am solicitat să se supună la vot și domnul Iordache a refuzat, a încălcat iarăși regulamentul, a refuzat să supună votului, ca votarea moțiunii să fie luni. Da? Astfel încât mâine o citim, luni să fie votul. N-au vrut lucrul acesta. Marți și miercuri, doamna Dăncilă este plecată. Chiar trebuie să urmărim, să vedem dacă n-a fost un pretext pentru ei să mai întârzie puțin votul. Marți și miercuri, doamna Dăncilă este plecată și a rămas ziua de joi. Prima zi în care se poate vota moțiunea într-un mod, să spunem, asumat de întregul Parlament. Am o ultimă întrebare pentru noastră. Emisiunea e foarte aproape de final, dar țin foarte mult la ea. Este posibil ca în cazul căderii guvernului Dăncilă și al unui eșec în Parlament după aceea al unui nou guvern, președintele Iohannis să-și facă o campanie electorală și un steag din declanșarea alegerilor, din dizolvarea Parlamentului și declanșarea alegerilor anticipate? Președintele României a afirmat că soluția anticipatelor este o soluție politică bună, trebuie doar să se poată ajunge la ea. Ori ca să nu vindem iluzii, iarăși oamenilor, așa cum se întâmplă în multe locuri, procedura declanșării alegerilor anticipate, spunem foarte clar că este greu de obținut. Deci, dacă se poate ajunge la anticipate, da, cred că și președintele și-ar dori, și PNL-ul și-ar dori, și mai sunt și alte formațiuni politice care și-ar dori alegeri anticipate. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea Piața Victoriei. Doamnelor și domnilor, eu sunt Moise Guran și vă invit mâine să o ascultați pe Alicia Cobescu împreună cu ministrul Sănătății Sorina Pintea. Vă mulțumesc! Piața Victoriei. De luni până vineri, de la ora 18:15 la Europa FM.